Bine ați venit pe un nou canal, dragi prieteni! Americanul vă salută! Sunt aici cu bunica de 84 de ani la comuna Chioșdeanca și bineînțeles Americanul vă salută! Cum e să fii vătrân? Acum, când ești înălț o să dă tine dar o să știe e pe măie ce ajunge. Ați auzit? Deci o vorbă spusă de la un bătrân de 84 de ani. E greu, nu? Ea? E greu. Greu este. Deci, și americanul când ajunge la 40 de ani, 80 de ani, deci tare greu să fie. Vă dați seama? Greutate mare, băi, fraților. Deci, 84 de ani e forță. Forță mare. Nu? Eu ce am Păr uh, cristalin. Deci ce forță? Deci, americanul fraților este în vizită aici la bunica, de 84 de ani. Deci, vă dați seama că o vârstă înaintată și cine se gândea că americanul ajunge și la o vârstă de 200 de ani. Dar greu, nu? Deci, pentru noi e greu acum, nu? E bine acum. Dacă nu are mie, ia să că greu e. E greu, a? Cât de greu să fie? E grea bătrâneța. Grea bătrâneța? Că nu poți să. să fii, dar să fii puternic, să-ți faci tu treburile tale. Cum... Ați auzit? Și noi tineri ne văităm acum că avem 20 de ani, că suntem obosiți, că una alta, dar e greu, nu? Foarte greu. Foarte greu. La vârsta de 84 de ani e greu de tot vârstă. E altele mai bătrâne ca mine uh -huh. și mai puține. Eu așa a fost bolnavă de mică și așa. A, păi ce să faci? Mânca Viața trece. Viața e trecătoare. Două da. vârme, mă gândeam de să ajung eu la anul ăștia. Păi cum? Păi cât a trecut. 84 de da. ani. 84. La anul face 85 de ani. Vă dați seama? Deci, ani forță. Ani forță. Deci, întâmpinam mai dificultăți în viață. Da. Uh, octombrie, noiembrie, decembrie, I ianuarie, februarie. Greu, greu. Greu, greu, greu. Deci asta este, băi, fraților. Vârstă destul de puternică. Să ajungeți la o vârstă de 100 de ani, vă lasă și încheieturile. Vă lasă totul. Vă lasă puterile. Mă tare, mai ai putere acum, oricum. Mai nu ai mai putere. Nu mai ai putere. Nu, așa, nu mai am putere nici, nici pe la un vizu. Ați văzut? <coughs> S-a apăs pe o brichetă. Nu mai. Nu mai. S-a pe o brichetă? Deci așa este. Deci noi mai apăsăm. Nici noi nu mai prindem uneori bricheta. Dar oameni de 84 de ani. Asta este viața. M a spus o bația. Că e greu, nu? Și șapte operații, șapte copii. Ați văzut? Asta da viața. Asta da morfirea care a în mine. asta este viața. Trece tinereța, apare bătrânețea. Așa și cu americanul. Trece bătrânețea, vine bătrânețea. Ok? Asta e viața. Trebuie să te râzi tot timpul. Nu trebuie să zâmbim tot timpul? Nu? A. Tot timpul trebuie să zâmbim. Aia e treaba. Apare bătrâneța. Asta e treaba. Salutăm aici. Crăciun fericit tuturor. Crăciun fericit tuturor și toate cele bune și. Zile Crăciun mai. fericit! Crăciun fericit! Crăciun fericit la toată lumea! La revedere și sănătate și forță cu americanul. Ne vedem în curând cu noi videoclipuri. BUM!